El a suferit odată pentru păcate. Acum o săptămână sau două am auzit pe cineva, într-o anume predică, urmează să lămurim și aspectul ăla în viitor, spunea, zice, Domnul Iisus Hristos a plătit la calvar pentru toate păcatele pe care le-a făcut până în ziua botezului. Și aș vrea un singur pasaj din Biblie care să spună asta. Mie îmi spune aici așa, Iisus Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate. Nu îmi spune păcatele făcute până la botez. Eu înțeleg teologia asta sau doctrina asta este predicată pentru a-i face pe oameni să nu mai păcătuiască, dar nu funcționează. Jertfa Domnului Iisus Hristos te poate face să nu mai păcătuiești. Nu o manipulare sentimentală, emoțională, psihologică sau nu mai știu de care, de genul acesta în care noi împărțim păcatele până la botez, păcatele de după botez, nu mai știu ce alte păcate, da? În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor, nu le împarte. Da? Jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă. Cât de, nu cer scuze pentru expresia asta, cât de nebun trebuie să fii și să spui că lacrimile pocăinței tale de după botez poate să spele păcatele. Cât de aberant poate să fii lucrul ăsta, cât de eretic la propriu să spui că tu, prin faptul că ai plâns, nu știu cum, după momentul botezului, pentru faptele pe care le-ai făcut, să ștergi păcatele. Deci e erezie. Ești nebunie la propriu. Să spui că poți, pocăința are cu tot o altă funcție. Nu să-mi șteargă păcatele. Sub nicio formă lucrul acesta, da? Plus că găsim aceste pasaje. Dacă am păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, da? Care este jertfa noastră de ispășire.